Salutare! În ultimii ani, companiile au început să inoveze tot mai mult atunci când vine vorba de aspiratoare. Iar Xiaomi este unul dintre giganții care a investit în această direcție, venind pe piață cu o gamă de produse nu doar eficiente, ci și cu un preț foarte competitiv. Jimmy, subsidiara companiei Xiaomi, specializat în produse de urs casnic, lansează în 2019 aspiratorul vertical fără fir Jimmy JV53, un device pe care îl testez de aproximativ 2 săptămâni, iar astăzi vă voi spune tot ce știe acesta să facă, dacă merită sau nu achiziția sa, dar și care sunt minusurile lui. Înainte de asta, nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube GadgetReview.ro și să apăsați clopoțelul de notificări. 2020 va fi un an cu clipuri foarte faine. Review-uri, tutoriale, comparații. În februarie mergem la NVC, de unde o să vă aducem cele mai noi gadgeturi și tot ce este mai nou în materie de tehnologie. Așa că aveți toate motivele să stați aproape. Și acum, gata, să revenim la ale noastre. Jimmy JV53 vine ambalat într-o cutie măricică ce include nenumărate accesorii pentru o aspirare temeinică atât a podelei, tapiseriei, cât și a autoturismului. Mai exact, după ce deschidem cutia, găsim manualul de utilizare, care este mai mult sau mai puțin util, tubul metalic, destul de lung să poți aspira fără să te apleci, două capete mici cu care poți curăța colțurile, plintele, îmbinările de la canapea, tastatura, precum și interiorul mașinii. Interesant este că acestea au două moduri în care pot fi folosite, fie cu partea din plastic, fie cu periile mobile, care sunt ideale pentru texturile mai fine. În cutie mai găsim o perie moale, bateria, încărcătorul, un cap de aspirare pentru tapiserii și saltele, unul pentru podea și covoare, suportul pentru aspirare și, bineînțeles, aspiratorul, care are un design foarte plăcut. Aspiratorul este disponibil în două versiuni de culoare, acesta cu gri și alb și cel cu siclam și alb, care este cam girly pentru gustul meu. Jimmy JV53 are o greutate de doar 1,46 kg, ceea ce îl face ușor și confortabil de utilizat în timpul procesului de aspirare. Vorbim de un aspirator practic cu un motor electric de 425W ce atinge 100.000 de rotații pe minut. Ce înseamnă asta? Că este capabil să aspire eficient cam tot ce întâlnește în calea lui. Din punctul meu de vedere, acesta înlocuiește cu succes aspiratorul clasic. În plus, nici nu ocupă atât de mult spațiu. Depozitarea lui este destul de compactă datorită suportului din dotare. Îl putem așeza pe un perete, de exemplu. Are două trepte de funcționare, standard și turbo. Treapta standard se activează de la butonul acesta, iar cea turbo se activează de la butonul acesta, însă condiția este să fie activată treapta standard. Iată! În modul standard, timpul de funcționare este de aproximativ 45 de minute pentru accesoriile mici, iar pentru periile motorizate scade sub 40 de minute, suficient pentru a aspira un apartament de 60 de metri pătrați. În modul turbo, autonomia este de 7-8 minute. Eu îl folosesc de regulă pentru aspirarea covoarelor, unde simt că este nevoie de mai multă putere pentru a aspira părul sau scamele care s-au agățat de firele covorului. Aspiratorul vine cu două capete motorizate. Pentru podele, cu această rolă ce împiedică părul să rămână pe ea, așa cum se întâmplă la roboții de aspirare, de exemplu. Dacă inițial nu am prea avut încredere că ar face o treabă bună, am fost plăcut surprinsă de faptul că reușește să colecteze nu doar făina și mălaiul de pe podea, ci chiar și părul care se prinde pe covor. Cea de-a doua perie este mai mică și este destinată aspirării canapelelor, dar și a saltelelor. Pe lângă cele două capete motorizate, Jimmy JV53 mai vine cu alte trei capete potrivite pentru a aspira praful de pe plinte, de pe cărți, precum și pentru a întreține interiorul unei mașini. Faptul că vine cu atât de multe accesorii, aspiratorul devine unul foarte practic ce poate fi folosit cam în orice situație. Bateria de 2500 mAh este detașabilă și poate fi chiar înlocuită. Asta înseamnă că poți achiziționa și baterii de rezervă în cazul în care ai nevoie. De exemplu, pentru cei care au o locuință foarte mare, o baterie în plus ar fi utilă, pentru a putea acoperi întreaga suprafață pentru o singură aspirare. Încărcarea bateriei se face cu ajutorul încărcătorului din cutie și durează aproximativ 4 ore și jumătate. Recipientul de colectare se golește foarte ușor. Prin simpla desprindere a acestei cleme, tot ce s-a adunat aici va pica în coșul de gunoi.
Deasupra avem un buton care deblochează recipientul de colectare și prin răsucirea lui îl putem scoate. La fel, mai avem încă două piese care pot fi scoase pentru a fi spălate sub jet de apă. Iată! Este foarte important să întrețineți corespunzător aspiratorul pentru o durată de viață cât mai lungă. Bun, montarea lor este la fel de simplă. Gata, aspiratorul este pregătit pentru a fi pus la treabă. Deasupra se află filtrul HEPA capabil să colecteze peste 99% din particule și alergeni. Se scoate cu ușurință pentru a fi curățat, dar va trebui schimbat o dată la o perioadă de aproximativ 3 luni de zile. Desigur, aici depinde foarte tare cât de des este utilizat aspiratorul și cât de mult praf este în zona în care se folosește el. Jimmy JV53 nu este nici de cum un aspirator perfect. Mi-ar fi plăcut să stea în poziție verticală, fără să-l sprijin de ceva sau să-l pun în suportul lui, iar când vine vorba de aspirarea covoarelor, ei bine, aici trebuie insistat mai mult decât pe parchet sau pe gresie. Dar cumva, cred că este normal acest aspect. Sunt scame care se agață de firul covorului, ce devin mai dificil de aspirat. Eu trebuia să insist pe covor chiar și cu aspiratorul clasic, care este mult mai puternic decât acesta. Prețul, aproximativ 180 de euro pe geekmall.eu. În descriere găsești și un cupon de reducere în valoare de 10 euro dacă te hotărăști să-l achiziționezi. Cam asta a fost review-ul lui Xiaomi Jimmy JV53. Sunt curioasă care este părerea voastră despre aspiratoarele verticale, dacă aveți ceva recomandări bune în acest sens, aștept comentariile voastre și nu uita să vă abonați la canalul nostru de YouTube, like, share, follow pe Instagram și ne vedem în curând cu un nou review. Pa, pa!